Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. După cum puteți vedea, astăzi am fost la cumpărături și am zis să vă arăt și vouă ce am cumpărat. Am fost la magazinul meu preferat, Lidl. În general, merg de cele mai multe ori la Lidl, câteodată la Carrefour pentru a lua ceea ce nu găsesc la Lidl. Și îmi plac foarte mult promoțiile la carne, la panificație, la Carrefour și, bineînțeles, la hăinuțe. Lidl mi se pare că are prețuri foarte decente și produse destul de variate, așa că aleg mai întotdeauna să merg la Lidl. O să vă arăt ce am cumpărat. O să încep cu produsele perisabile pentru a le putea pune la rece. Am luat acest somon. În general, nu am mai luat de foarte mult timp somon și chiar mi era poftă de pește. Am zis că îl voi face la cuptor cu niște ierburi aromatice, cu unt și cu niște cartofi pe care veți vedea că i-am luat. Am luat și 4 iaurturi grecești. Acest iaurt este preferatul meu. Se și numește iaurt cremos în stil grecesc și într-adevăr este foarte cremos. Zici că ar avea smântână amestecată prin el, are o grăsime de 10%, dar bineînțeles nu îl folosesc în mod abuziv. Dar din când în când merge, eu îl folosesc și pe post de smântână, pentru ciorbe. De asemenea, îl mănânc cu fructe și îl mănânc și cu ovăz dimineața. Este foarte versatil și vi-l recomand din suflet. Am mai luat și un lapte, acesta bio, mi se pare că are și un preț foarte convenabil. Pentru cât are un litru, e 7 lei și ceva, oricum voi afișa toate prețurile pe ecran. Dacă tot am găsit această variantă bio, care este puțin mai scumpă decât cea normală pe care o luam eu în ambalaj roșu, am zis să încerc să văd cum este. Am pus produsele perisabile la frigider, așa că voi continua în ordinea în care le-am așezat. Asta e pâinea mea preferată, este și destul de mare, are 600 de grame, este delicioasă ca toast și făcută și la sandwich maker, ca sandwich. Îmi place pentru că are și de obicei un termen de valabilitate mai lung, nu mi se strică niciodată, nu o arunc și nu trebuie să merg zilnic la magazin să cumpăr pâine. De exemplu, aceasta e valabilă până pe 24 ianuarie, așa că până atunci pot să spun că am pâinea asigurată. În continuare am luat acest quinoa organic. Îmi place că la Lidl au început să aducă din ce în ce mai multe produse organice și dacă există și această variantă mai sănătoasă, am zis de ce nu. Nu a fost nici foarte scump acest pachet, așa că am zis n-am mai mâncat de mult quinoa, așa că am zis să mai variem cu cerealele anul acesta. Este și foarte sănătoasă. Aici am cumpărat niște cartofi pentru copt sau piure. Acest săculeț în jur de 10 lei, dar veți vedea prețul exact pe ecran. Îmi plac aceștia foarte mult. Eu obișnuiam să cumpăr varianta cea mai ieftină pentru că am zis cartofii sunt tot cartofi. Aceea vărsată sau pe care le mai aveau ei la promoții, dar aceștia sunt cu adevărat delicioși și sunt foarte buni și pentru copt și pentru piure și sunt de o calitate bună. Foarte rar găsesc cartofi stricați printre ei. Aici am cumpărat niște nectarine, una am mâncat-o deja când am ajuns acasă. Sunt foarte moi, zemoase și dulci. Chiar mi-era foarte poftă de nectarine și de când s-a terminat și a trecut sezonul lor, este prima dată când am găsit și sper să le aduc în continuare. Aici am luat niște dovlecei. Vreau să fac niște chifteluțe de dovlecei cu morcov. Dacă nu ați observat deja, la Lidl, în aplicația Lidl Plus, ei au o secțiune cu rețete și am găsit acolo o rețetă cu chifteluțe din dovlecel și morcov, pe care am încercat-o vara. Au ieșit foarte bune, delicioase. Vă recomand să o căutați și voi.
Este o mâncare foarte delicioasă și rapidă. Am luat și aceste roșii. Sinceră să fiu, mi se pare că iarna roșiile nu au niciun gust în supermarketuri. De obicei, vara le iau pe cele mari de România. Dar pentru sezonul acesta, cred că acestea sunt destul de aromate, foarte bine în salate sau cu ierburi aromatice, puțin de ulei de măsline extra virgin. Am mai luat și două conserve de sardine în ulei de floarea soarelui. Sunt foarte delicioase și am văzut la Ioana Moldovană o sugestie. Ea le servește cu unt, ceapă și lămâie și am zis să încerc și eu această variantă. Am luat și un ulei de floarea soarelui. Nu folosesc în general foarte mult ulei de floarea soarelui, cam o sticlă la 2 luni. Dar am văzut că era pe terminate și am găsit-o pe aceasta la un preț foarte bun. Am zis să o iau să fie în casă. Am mai luat această rezervă de săpun lichid. O văzusem la cineva pe YouTube, nu am găsit-o niciodată în magazin, dar astăzi am găsit-o, avea un preț incredibil de bun. Review-urile pe care le-am văzut pe internet sunt bune, așa că aștept cu nerăbdare să o încerc. Avem un preț de 3,99 lei pentru 1 litru, ceea ce mi se pare de-a dreptul extraordinar. Am mai luat și o caserolă cu afine, le folosesc ca și topping peste cerealele de dimineață, peste ovăz cu iaurt, ovăz cu lapte. Dacă voi avea timp, poate voi face niște brioșe cu banană, cu ovăz și voi pune și niște afine prin ele. Am mai luat și un mango. Nu este foarte copt încă, dar nu mă deranjează pentru că am cumpărat multe alte fructe, așa că până le voi consuma pe celelalte, numai bine se va coace și mango și voi avea fructele asigurate pentru o perioadă mai lungă de timp. De obicei, în ultima vreme la Lidl, mai ales în perioada sărbătorilor, nu am găsit o foarte mare varietate de fructe proaspete, poate și pentru că toată lumea le cumpăra în permanență și nu erau în stoc, dar acum am găsit cam tot ce mi-a poftit inima și mi-am luat așa mai multe pentru un fresh start în 2024. Aveam poftă de ceva fresh și răcoritor. Am mai luat și acești doi castraveți, nu știu cum le spune, nu cred că sunt cornișon pentru că sunt o idee mai mari. Am luat doar doi pentru că în general ei nu țin decât maxim 3-4 zile, apoi se stafidesc și îmi place să-i consum proaspeți. Probabil că voi face o salată din ei. Aici, tot din categoria fructe, am luat 3 pere. Sunt destul de tăricele, dar la fel ca și mango, le voi avea pentru săptămâna următoare, când probabil vor fi moi și delicioase. Aici am luat niște păstârnac. Nu am găsit un păstârnac foarte proaspăt, dar am încercat să aleg din ce era disponibil și sunt destul de mulțumită de aceștia. Par să fie destul de fermi, să reziste în frigider următoarele zile. Vreau să fac o supă. Cred că va merge foarte bine pe vremea aceasta friguroasă, afară e cu minus și orice mâncărică caldă este binevenită. Aici am luat o plasă de portocale, sunt foarte multe, 2 kg de portocale, prețul a fost undeva la 8 lei și ceva, îl voi afișa pe ecran. Îmi plac citricele foarte mult și mai ales acum, iarna, în sezonul virozelor, vitamina C este un plus. Încerc să consum cel puțin o portocală pe zi și cred că îmi va furniza aportul necesar de vitamina C. Sunt și foarte aromate și îți dau o stare de bine imediat ce le consum. Aici am luat un busuioc la ghiveci. Din păcate, văd că deja a început să se ofilească, deși l-am pus într-un pahar cu apă. Vreau să fac mâine niște paste. Busuiocul miroase demențial, te duce cu gândul la o porție proaspătă de paste cu brânză deasupra.
Voi face niște paste cu carne, cu sos roșu, usturoi, legume, poate voi pune și puțin dovlecel, morcov și ce legume mai am prin frigider. Sunt sigură că vor ieși mai mult decât delicioase și voi vedea dacă se poate congela busuiocul, voi căuta pe internet, voi congela restul pentru că nu mi se pare că planta asta va rezista foarte mult timp deși este în ghiveci și voi vedea dacă tulpinițele vor supraviețui să mai dea rod în continuare. Aici am cumpărat o plasă de lămâi. Îmi place foarte mult să beau multe ceaiuri și băuturi fierbinți în această perioadă, mai ales cu frigul de afară. Era la un preț extraordinar de bun, undeva la 3 lei și ceva pentru o plasă de lămâi. Mi se pare un preț chiar convenabil și cred că în sezonul rece este foarte binevenit să ai tot timpul citrice de tot felul în casă. Aici am cumpărat un honeydew melon, pepene galben, cred că îi se spune, nu știu exact care e denumirea în română, în engleză e honeydew melon. Este foarte dulce, e ca mierea, după cum îi spune și numele. E dulce și aromat și e un înlocuitor perfect pentru toate prăjiturile și cozonacii pe care vrem să-i dăm uitării după sărbătorile de iarnă. Aici am mai luat, bineînțeles, un snack, o pungă de pufuleți cu sare. În general, evit foarte mult și cumpăr foarte rar chipsuri, snacks-uri și alte gustărele. De obicei, consider că toate gustărele astea au calorii în plus, care pot fi evitate și prefer să mănânc o mâncare sănătoasă și un fruct sau o mâncare sănătoasă și gustoasă preparată de mine în casă, decât să simt nevoia să ronțe ceva toată ziua, cu cât le consum mai mult, în general, nu la pufuleți mă refer, toate gustărelele acestea, gen biscuiței, sărățele și așa mai departe, cu cât le consum mai mult, cu atât simt nevoia să mănânci în continuu și să mai iei și altele și încerc să le evit pe cât posibil, dar din când în când merge și am zis că mi-ar face plăcere să ronțui o pungă de pufuleți când mă voi uita data viitoare la un film. Aici am luat niște cartofi dulci. Avea o promoție la cartofi dulci, cred că 50% discount, așa că mai erau doar două lădițe cu niște cartofi destul de amărâți. Sunt foarte mari, nu știu dacă se vede aici. Cred că au mai bine de jumătate de kilogram fiecare, dar am zis să iau așa. Chiar dacă va fi puțin mai dificil să-i tai, să-i pun la cuptor, dar vreau să-i fac la cuptor unși cu ulei de măsline extra virgin și am niște condimente aromatice foarte bune de la Carrefour, care le dau de obicei un gust excelent. Aici am luat o pungă de avocado. Nu sunt copți încă, ceea ce e foarte bine, că pentru că mai am doi în casă, se vor coace cam în aproximativ o săptămână și îmi place că de foarte multe ori se coc cumva pe rând, parcă nu toți odată și ai timp să-i consumi cât sunt proaspeți și îmi plac cei de la Lidl, foarte rar găsesc stricați printre ei, de obicei sunt de un verde aprins, foarte proaspăt și plăcut și tot timpul iau câte o plăsuță de avocado de la Lidl, nu săptămânal, bineînțeles, iau o plăsuță din aceasta pentru o perioadă de aproximativ 2 săptămâni, apoi fac o pauză pentru că ți se cam ia, dar este un aliment foarte sănătos, un fruct foarte sănătos și plin de grăsimi sănătoase necesare organismului. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt sunt aceste banane bio, cred că erau și la ceva promoție pentru că am văzut că era 5 lei ceva kilogramul, ceea ce este mai ieftin decât bananele pe care le obișnuite, care nu sunt bio. Am zis dacă acestea erau la promoție să profit, de ce nu. Știu că produsele bio sunt mai scumpe decât cele care nu sunt bio, dar ținând cont cu câte pesticide și minuni sunt tratate toate produsele,
În ziua de azi, prefer acolo unde nu este o diferență de preț foarte mare să optez pentru varianta mai sănătoasă. Câteodată chiar observ că au și un gust mai bun, sunt mai aromate. Nu mă refer la banane, dar în general la, de exemplu, morcovi bio, alte legume bio, ardei, am observat că au un gust foarte aromat și bun și încerc pe cât posibil să includ în meniu produse cât mai sănătoase. Cam acestea au fost cumpărăturile, după cum puteți vedea. Sunt foarte multe fructe și legume, poate vă veți întreba unde este cărnița. Nu sunt vegetariană, nu am cumpărat carne azi pentru că mai am carne la congelator. În general, prefer să cumpăr carne la promoție, de la Carrefour, de cele mai multe ori, pentru că ei tot timpul au diferite sortimente de carne la promoție și atunci îmi cumpăr câteva kilograme, o porționez, o pun la congelator și îmi place să am în congelator diferite tipuri de carne la orice oră pentru a putea prepara mâncăruri fără să trebuiască să mă duc la magazin în ziua respectivă. Așa că încerc în timpul săptămânii să mă aprovizionez cu cât mai multe fructe și legume proaspete și alte lucruri cum ar fi lapte, ouă, brânză și atunci știu sigur că pot să încropesc o mâncare bună și sănătoasă în orice moment al zilei, fără să trebuiască să fug la magazin. Cam acestea au fost cumpărăturile și clipul de azi. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și abia aștept să ne revedem în clipul următor. Pa, pa!